Amânat în ședința din luna februarie a Consiliului Local, bugetul municipiului Dej va fi supus din nou aprobării consilierilor locali din cadrul ședinței ordinare de mâine. Pe ordinea de zi figurează doar două puncte, proiectul de buget și soluționarea unor probleme ale administrației publice locale. Vreau să vă spun că bugetul a fost dezbătut în data de 25 februarie. Bugetul nu a fost aprobat pentru că au fost câteva amendamente din partea consilierilor locali pe care le-am discutat în urmă cu câteva zile, în așa fel încât am reprogramat discuția pe bugetul local vineri 5 martie.